Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. E o ediție specială, așa cum v-am obișnuit o dată pe lună, comunitatea romă din România ne prilejuiește o întâlnire cu realitățile din această comunitate și cu realitățile românești efective. De data aceasta avem organizația de tineret a Asociației Partidei Romilor, a Partidului Partida Romilor Pro Europa, și avem reprezentanții de vârf ai acestei organizații în studio, profitând de faptul că la Târgu Jiu se desfășoară alegeri în organizația tineret. Sunt evenimente importante care au prilejuit venirea la Târgu Jiu a liderilor organizației. O să facem prezentările. Lângă mine este domnul Ionuț Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa din România. Bun venit în emisiune. Organizației de tineret. A organizației tineret, în ce scuze. Da. Și lângă domnul Cătălin Ganea, coordonator regional a Asociației Organizației Tineret Partida Romilor Pro Europa. Sud-Vest Oltenia. Coordonator regional Sud-Vest Oltenia. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Da, aveți o structură organizatorică extrem de interesantă, dar în același timp recunoscută și la nivel internațional. Și cred că de aici aș vrea să începem. Recent ați fost la nivel internațional la o întâlnire în Polonia pe probleme de tineret și de ale romilor, nu? Sigur, aici aș putea să intru da, eu. Mă rog. Săptămâna trecută sau în urmă cu 2-3 săptămâni, nu mai țin minte bine exact. Luna octombrie, oricum. Luna octombrie, că m-am tot plimbat prin țară și am pierdut cam și noțiunea timpului. Am avut această ocazie de a participa la OSCE, Organizația de Securitate și Cooperare în Europa, unde ne-am spus anumite, am semnalat anumite probleme vis-a-vis de minoritatea romă în ansamblul ei. Atât la nivel de țară, probleme care se regăsesc în România, cât și la nivel european. Și aici fac vorbire de discriminare și de marginalizarea eniei rome, cât și de ura la rasă, urii rasiste, cât și de anumite partide extremiste care își fac prezența din ce în ce mai mult, se pare, în spațiul european. Spuneți. Da, din ce ați constatat dumneavoastră, apropo de problemele prezentate acolo, sunt probleme doar pentru România sau se referă la întreg spațiul european? Bineînțeles că se referă la întreg spațiul european. Tema romilor și a urii rasiale a fost doar una dintre cele alte, multe alte probleme cu care se confruntă spațiul european. Și, bineînțeles, acolo am avut oportunitatea de a ne spune, de a le prezenta anumite probleme cu care se confruntă romii din zilele noastre. Remarcați dumneavoastră faptul că sunt probleme și ele cumva sunt în creștere, să zicem așa, sau se diminuează la nivel european? Care e părerea organizației Partida Romilor, din ce vedeți dumneavoastră la nivelul României și în comparație cu ceilalți? Rezolvăm din probleme sau sunt din ce în ce mai numeroase? Eu am speranța că se duce către un făgaș bun și îmi place să fiu pozitiv în privința aceasta, pentru că tocmai de aceea și această organizație are deschiderea de a asculta problemele fiecărei țări, fiecărei, nu știu, minorități în cazul nostru, în care să ia atitudine și să prezinte mai departe Uniunii Europene, să pună aceste probleme încât să găsească rezolvările pentru fiecare în parte. Aminteați dumneavoastră mai devreme, dar îl întrebăm pe coordonatorul regional dacă se întâmplă și în Oltenia acest lucru, că ați fost mult prin țară pentru că aveți alegeri la nivelul organizațiilor de tineret, ale Asociației de Tineret Partida Romilor Pro Europa. Noi de față facem fiecare județ reorganizare, ne întâlnim cu tinerii din fiecare județ și stabilim
dacă președintele de la tine rămâne sau punem pe altcineva care să-și facă treaba. Da, deci e o reorganizare, dar în același timp organizația exista. Există, ele sunt făcute în fiecare județ. Există majoritatea județelor din țară, acolo unde avem deja structuri. Se confirmă acum, există o perioadă de reconfirmare și de reorganizare a structurilor atât la nivel de seniori cât și la nivel de tineret și practic prin aceste adunări generale dăm posibilitatea tinerilor să vină și să-și asume implicarea în, pentru etnia noastră, pentru structura de tineret și să reprezinte problemele tinerilor din acel județ. Ce constatați dumneavoastră apropo de tinerii romi? Vor să se implice, că dacă ne uităm la general, tineretul din România, și nu mă refer acum, nu ținem cont de etnie, nu prea se implică în politică, adică stau cam departe de partea politică. Ca să primim implicare din partea tinerilor în ziua de azi, trebuie să le și oferim ceva. Așa cum noi mergem în fiecare comunitate și mergem cu exemple pozitive, cu personalități de etnie romă care au ajuns niște oameni mari și care sunt demn de urmat pentru tineri, așa trebuie să-i convingem și pe ei să ajungă și să facă o schimbare pentru comunitatea lor. Am avut diferite activități vara aceasta cu asumățintate pentru că am avut recesământul și am mers cu piese de teatru, cu personalități din romă și cu diferite concerte prin care să-i motivăm pe tineri și pe, nu neapărat doar pe tineri, pe să promovăm. Să promovăm cultura, tradiția și identitatea noastră. Noi mergând în comunități și mergând ca niște exemplu, eu, când mă duc în comunitate, vreau să fiu un exemplu pentru acei tineri. La modul că educația m-a ajutat să fac ceva pentru comunitatea mea, să fac o schimbare pentru alți tineri. Deci doriți ca ei să vă înțeleagă că educația înseamnă foarte mult, adică să existați pe acest lucru. Da. Nu, e important acest lucru. De asemenea, știm deja și telespectatorii noștri știm de câteva din acțiunile din această vară, foarte importante la nivel național. Pe de altă parte, problemele romilor și faptul că partea de tineret a organizației acum se consolidează, practic vine o generație nouă de politicieni, care în câțiva ani veți lua controlul organizației și vă veți impune. Care sunt proiectele? Ce vă doriți, să spunem așa, ce vă doriți în plus față de cei înaintași? Nu contează acum ce sunt, dacă îi cunoaște, dacă îi aprecia sau nu, nu e cazul la noi, dar ca situație. Ce vă doriți în plus? Este foarte important să subliniez faptul că într-adevăr, vine o nouă generație din urmă în care... Păi, avem aici dovada în studio, cel puțin doi dintre lideri, dar cu siguranță ei sunt mult mai mulți. Eu pun accent pe noua generație care vine din urma mea, cât și din urma lui Cătălin. O generație care trebuie să fie conștientă de faptul că trebuie să se implice și să pună, să ia în mână frâiele conducerii atât a structurii de tineret cât și a structurii de seniori la un moment dat când vine timpul lor și trebuie să se implice pentru comunitate, pentru că iată vedem că lucrurile în România se plimbă de la o stânga la dreapta într-un joc foarte confuz și nu facem prea mari progrese și ar trebui ca toți să ne unim, fie că este vorba de noi tinerii romi, de noua generație de români, într-un final toți suntem cetățeni români și trebuie să punem piciorul în prag și să stăm umăr la umăr să construim pentru viitorul acestei țări, pentru viitorul romilor în cazul de față, pentru viitorul copiilor noștri. Pentru că până la urmă suntem responsabili și trebuie să luăm atitudine pentru țara noastră, pentru etnia noastră, pentru viitorul nostru. Da, și acum mai e o problemă.
trebuie găsite soluții pentru România de aici. Nu, sunt români foarte mulți și români, aici mă refer și rom și maghiari și toți care sunt, care sunt în momentul de față în, în plecați în străinătate. Exact. Și trebuie să găsim soluții și pentru ei, dar mai ales pentru cei care au rămas în țară. Deci cred că aici trebuie să ne concentrăm, pentru că comunitățile din România sunt cum sunt în momentul de față. Unele sunt mai favorizate de soartă, altele mai puțin, și trebuie făcut ceva ca să crească nivelul de trai, să se, prin implicarea părții de tineret și nu numai, să facem ceva în această direcție. Tocmai de aceea, una, de fapt, viziunea organizației de tineret este să îmbunătățim calitatea vieții din comunități prin participarea tinerilor la procesul de alegeri în alegerile viitoare, cât și de acum înainte. Prin această împuternicire a tinerilor la procesul de decizie, cumva îi motivăm, cât și le dăm autoritate să stea la masă, pentru că vedem că se schimbă generațiile și sunt alte cerințe și ne dorim cumva să le dăm mai multă încredere și să-i punem oarecum la masă să ia decizia potrivită atât pentru ei, cât și pentru următoarea generație care vine din urma noastră. Trebuie să vină alături de noi, trebuie să pună piciorul în prag și să meargă înainte, pentru că numai așa îi putem ține în țară, dându-le anumite sarcini de dus la bun sfârșit și de a-i implica în activitățile noastre, cât și în procesul de decizie până la urmă. Unul din obiectivele, părerea mea, asta strict de ziarist de data aceasta, de jurnalist, este că a trebuit făcut un efort și pentru a fi conștiința, a recunoaște cumva că fac parte din această etnie, pentru că eu rămân la părerea că romii sunt, cred că a doua, ca structură, cred că sunt și peste mai numeroasă decât comunitatea maghiară, da. Bineînțeles. Dar nu se vede acest lucru în momentul de față în recesământ și toate celelalte. Dacă reușiți să capacitați să-și recunoască etnia și istoria și obiceiurile și toate aceste lucruri, cred că ar fi un punct câștigat. Ar deveni mult mai interesantă această etnie și din punctul de vedere al politicienilor de celelalte naționalități, aici, în momentul când ați avea în spate o organizație mult mai puternică. Asta așa este, de aceea ca părere. Și încercăm să-i aducem pe tineri cât mai aproape și să-și recunoască, să nu le fie rușine. Da, păi am avut situația cu recesământul în care nu s-au întâmplat atât de bine lucrurile. E adevărat, efortul a arătat și s-au obținut niște rezultate, dar nu atât de... Gândiți-vă că sunt doctori, avocați, profesori de etnie romă care nu își asumă. Da. Și putem să spunem că și mass media duce, are un rol foarte important în chestia asta, pentru că tot timpul în mass media apare doar partea negativă a romilor. Niciodată nu apare și partea pozitivă. Să spună că o fetiță de etnie romă a ajuns la facultatea Harvard din... Ei, se mai întâmplă, dar sunt foarte rare. Foarte rare, dar părțile negative tot timpul apar la televizor. Cred că nici nu se cunosc unele lucruri sau se cunosc destul de sporadic. Aici vă revine tot ca organizație misiunea de a informa mai mult presa despre ce faceți dumneavoastră ca organizații, ce rezultate are, există, pentru că de multe ori presa nici nu se documentează foarte mult în direcția respectivă. Pe când alții se laudă mai mult. Deci asta, cred că aici trebuie să faceți mai mult în direcția respectivă. Nu judecăm pe nimeni, îi înțelegem și pe ziariști, ia știrea la prima mână și o pune exact în lumina în care consideră că are cel mai mare succes sau rating sau, mă rog, sau pe care se dorește să ducă linia respectivă. Eu de acord cu tine, nu, da. Vedeam niște căutări pe net care se asociază foarte, apropo de, știți foarte bine, chestia aceea cu rom, infractor sau ceva de genul ăsta, deși ar trebui să, și dacă am luat la mână cazurile și raportat la comunitate, am vedea că nu există mai mulți infractori rom decât români sau decât maghiari. Dar din cauza faptului că s-a făcut așa un stereotip, ne trezim cu chestia asta că asociem cumva... Păi, de exemplu, dau un exemplu, copiii de mici cresc cu stereotipul că
țiganul te fură și te bagă în sac. Da, există. În momentul când crești de mic cu chestia asta, că țiganul te fură și te bagă în sac, tot timpul să te ferești de el. De exemplu, dacă eu am grupul meu de prieteni care sunt români și eu sunt singurul de etnie român și ei știu chestia asta și îi spun, da, ești prietenul nostru, nu interesează că ești rom, te acceptăm așa cum ești. Dar în momentul în care dispare un telefon din grupul respectiv, prima persoană la care va fi interogată, eu voi fi acela. Ceea ce nu e în regulă. Exact. Și exact. Nici nu ar trebui să fie, dar, cum spuneam, există dar mentalitatea, asta este. Mentalitatea se schimbă de la o generație la alta și tocmai de aceea rolul organizației de tineret este să vină și să spună și să pună, de exemplu, o piatră la construirea schimbării mentalității comune, mentalitatea de nu știu, de asta a țării noastre, dar nu neapărat a țării, că, de exemplu, dacă mergi în orașele mari, acolo situația diferă decât de cea din mediul rural. Acolo au rămas acolo. Ei, acolo trebuie să schimbăm noi puțin și să scoatem în față tinerii în care să vină și să schimbe, să învețe cumva pe și să le explice celor mai în vârstă cum stă situația și care ar trebui să fie poziția lor vis-a-vis de aceste diferențe. Organizația tineri poate fi mai aproape de tinere, de la firul ierbii așa de comunitate decât seniorii. Vă puteți apropia mai mult, creșteți cu această generație odată și automat puteți să implicându-vă mai mult în viața lor, automat puteți să schimbați lucrurile mai repede decât au reușit-o seniorii la vremea lor. Seniorii au făcut cât au putut și au făcut chiar foarte mult. Ținând cont că din după Revoluție și până în prezent sunt 30 și un pic de ani. S-au făcut progrese foarte mari față de ce era cum era situația în anii 90. Gândiți-vă că în momentul de față eliberăm recomandări pentru copii de clasa 8-a ca să poată să intre la liceu pe locurile speciale. Și pentru facultăți, cred că aveți locuri speciale. Da, pentru sistemul preuniversitar. Dar tot am deschis subiect de recomandări. Copiii de etnie română, în momentul când primesc recomandare și intră la liceu, nu ocupă locul absolut nimănui din clasa respectivă. Într-o clasă sunt 28 de elevi care intră, plus două locuri. Acele două locuri sunt alocate persoanelor de etnie romă. Deci, da. Copiii de etnie romă nu ocupă absolut. E unul din proiectele cele mai reușite, dar cu toate acestea, am văzut o situație statistică la nivel de țară, având în vedere că eu realizez și o emisiune de învățământ și automat mă ocup de chestia asta. Nu se ocupă toate aceste locuri, din păcate, în unele județe. Situația stă chiar destul de slabă din acest punct de vedere. Deci e loc de mai bine. E loc ca tinerii să zice și mai bine. Da, tot timpul este loc de mai bine. Majoritatea părinților nu vin copii pentru că le rușine să-și asume chestia asta că sunt etnie romă. Adică, ei ce zic, îmi duc copilul la școală, că intră pe locurile de romă și la urmă copiii o să râdă de el că a intrat pe locurile de romă. Da, dar copiii la clasa respectivă nu vor ști niciodată, nu vor ști, dar nu se face diferența asta între tineri, știm foarte bine, nu există. Chiar dacă dădeați exemplu mai devreme acel grup în care poți să se gândească că când dispare ceva, să le ia pe primul, nu cred că între tineri nu prea mai există chestia asta. Deci, din fericire, lucrurile s-au estompat în această direcție. Și faceți foarte multe lucruri din această direcție. Gorjul, sunteți, vreau să vă spun că m-a surprins total plăcut, discutam în ediția de luna trecută a emisiunii noastre, faptul că ajutați pe cineva care nu aparține etniei. Faceți un efort deosebit. Aici, Organizația Tineret, mă refer. Da. Aveți un spectacol pe în... Pe 26 noiembrie, luna aceasta, o să fie conectat. Așa, pe 26 noiembrie la Târgu Jiu, pentru să ajutați această fetiță, care, repet, nu este de etnie romă, practic ajutați o fetiță. Pentru noi nu contează dacă ești rom. E important acest lucru. Boala nu are nici o etnie și nici nu are culoare, cum a zis și colegul meu. Și în cazul de față, dacă fata nu este de etnie romă, asta nu înseamnă că trebuie să ne ajutăm doar pe cei apropiați. Până la urmă suntem oameni cu toții, înainte de toate, și bineînțeles români. Și dacă avem posibilitatea să ajutăm pe acea fetiță, de ce nu
am face lucruri prielnice pentru îmbunătățirea sănătății ei. Da, remarcam acest lucru, vorbeam mai devreme, vorbeați despre faptul că vine Connector, e un spectacol mare care se va face pe 26, sunt așteptați cât mai mulți gorjeni care să participe la acest... Din nou, nu contează etnia, deci vor veni toți cei care iubesc muzica și Connector este una dintre vedetele cele mai importante din România. Care a, întâmplător, un model pozitiv. Da, a fost întâmplător este de origine romă, care nu? Care și-a asumat că este de... Da, da. Dar se poate face, deci e un gest care mie cel puțin mi-arată că e loc de mai bine, în sensul că putem să de, și ultimile bariere care, dacă mai există, eu zic că în unele locuri nu mai există, în altele încă mai există, mai există. Da? Să dispare cu gesturi de acest gen. De se poate. Poate și cred că timpul o să fie favorabil pentru penia noastră, cât și pentru aceste bariere, ca să le dăm la o parte. Și nu putem face decât să ne facem datoria, să ne ducem în comunități. Spunea, apropo de Connector, la un moment dat, că mi-am adus aminte acum că, domne, discriminarea în țară nu există vis-a-vis de minoritatea romă. Asta într-o discuție particular. Și eu, împreună cu un alt coleg de-al meu, îi spuneam Connector, tu ești Connector, cum ar fi. Da. Relule, tu ești Connector. E normal ca tu să nu simți pe pielea ta discriminarea. Pentru că atunci când te duci oriunde te duci, ți se face loc, ți se pune un scaun, chiar dacă există o rezervare pe un alt nume, ți se face loc ție și ai posibilitatea să stai, să intri oriunde, că foarte mulți tineri de romă la nivel național, chiar și prin Moldova sau prin Sud-Muntenia, mă rog, în majoritatea regiunilor din țară, nu au posibilitatea să intre, sunt refuzați la intrare. Da. Și vreau să zic că există comunitatea și există discriminarea, pardon. Numai că există în anumite zone în care, mă rog, vina nu poți să o arunci spre o minoritate sau spre ceilalți. Undeva este la mijloc și cred că timpul va veni în favoarea tuturor și pentru a schimba această mentalitate și până la urmă trebuie să vină generația din spate, generația tânără în care unde am crescut toți împreună, indiferent de minoritate, creștem și mergem pe acel trend european în care, de exemplu, în zilele noastre, dacă te duci, nu știu, într-o țară din Europa, nu mai se pune foarte mult accent pe discriminare și nu mai există aceste delimitări, separări sau bariere. Da, îmi spuneau colegii din regie că avem filmulețul făcut cu prilejul atunci când am lansat această campanie, în urmă cu o lună de zile, așa că o să rog colegii din regie să dea drumul la filmuleț, să se-l vadă telespectatorii și revenim imediat după filmuleț. Bun găsit, stimați telespectatori! Vă prezentăm astăzi un caz deosebit. Avem povestea Aminei, cea care are o boală foarte gravă, de fapt mai multe afecțiuni pe care o să le aflăm în seara aceasta. Mama sa, Camelia, ne va spune toată această poveste și poate reușim să găsim fiecare o resursă să o ajutăm ca ea să aibă o viață normală în viitor. Despre ce este vorba? Bună ziua și bine v-am găsit! Amina suferă de o formă rară de nanism și discondroplasie osoasă. E o malformație a scheletului osos. Amina are nevoie de un tratament în străinătate pentru a putea merge mai departe. Tratament care nu se găsește în România și care este foarte costisitor. Este foarte costisitor și este experimental. Acest ajutor cât ar costa sau cât va fi nevoie de el, adică cât se trebuie să se strângă? Este foarte costisitor, cred că ajungem la suma de 30.000 de euro. Până acum v-a ajutat cineva? Vă ajută cineva în prezent? Nu, foarte puțin. Doar că să ne acoperim costurile de kinetoterapie, de controle aici în România.
Da, iată că cei de la Partida Romilor au făcut un pas și ei v-au pus la dispoziție de un spațiu de emisie tocmai pentru a face cunoscut această problemă. Le mulțumesc pe această cale. Și cei care ne ajută, cei care ne văd, să vă și ajute cu această situație. Dacă totul ar fi în regulă și operațiile s-ar face, Amina ar avea o viață normală, da? Ar avea șansa la o viață cât de cât normală. Normală nu putem spune, pentru că ea o să rămână scundă și complicațiile, dar nu o să fie atât de grave. Ce veți face în perioada următoare, presupunând că totul merge bine și se vor strânge fondurile ca să puteți să mergeți în Italia sau în Austria? În Italia, Austria fiind costurile foarte mari, am ales Italia la Clinica Gemelli, unde acolo îi se va face un control să vedem dacă este compatibilă pentru experiment. Pentru tratamentul experimental. Tratamentul respectiv ar presupune o multe operații la articulații? La articulații și pentru a putea, ea nu... Da, ea până acum a mai suferit alte intervenții? Da, acum suntem în curs de la picioare pentru corectare. Ea mai avea puțin și nu mergea și am făcut la piciorul stâng. Acum urmează pe 9 noiembrie plecăm la București. Să scoatem agrafele și ne programăm pentru piciorul drept. Și bineînțeles, dincolo ar fi undeva în decembrie, ianuarie sau... Când încerc să mă apropii de sumă, începem de deci cei care se uită la noi în momentul de față și văd această situație, dacă vor să ajute, dacă pot să ajute, noi avem, o să avem un numărul de cont trecut și pe ecran. Da. Îl puteți spune noi, îl știți așa sau nu? Nu, nu știu. Da, o să-l punem noi pe ecran. Numărul de cont în care pot să facă donații pentru că ca Amina să poată să aibă o viață cât de cât normală. Acestea fiind spuse, să ne rugăm ca totul să fie bine și când data viitoare când ne întâlnim cu Amina să poată să și vorbească și să fie sănătoasă. O să vă dăm de asta. Sper să reușim să ajungem pentru a nu se... Da, am revenit în direct. Ați văzut situația acestei fetițe pe care o ajută Partida Romilor și Organizația de Tineret. Cei care vreți să ajutați această fetiță o puteți face pe numărul acesta de cont pe care l-ați văzut pe ecran. În același timp, cu siguranță puteți participa la spectacolul din 26 noiembrie, care se va ține la Târgu Jiu. Dacă ne mai puteți da alte amănunte, unde va fi spectacolul sau alte lucruri de acest gen? Deci încă nu s-a fixat acest lucru. Dar cu siguranță, indiferent unde va fi locația de la Târgu Jiu, va conta foarte mult. Conectarea are fanii lui, cu siguranță vom avea o prezență mare. O să fie prezent cu toată trupa lui. Da. Deci va fi un spectacol. Ce știm noi la momentul acesta? Că telespectatorii EMI-TV vor fi favorizați, adică vom transmite și noi acest spectacol, tocmai pentru a avea impactul și mai mare. Acum nu știu dacă îl vom transmite în direct sau îl vom prelua după aceea. Deci vom vedea în funcție de ce se va întâmpla la momentul respectiv. Înainte să trecem la următoarea întrebare, aș vrea să-mi spuneți și mie după emisiune contul în care se poate depune bănuți pentru fetiță, pentru că am rămas foarte impresionant și aș dori să depun și eu, să donez niște bănuți dintr-un card, cu toate că nu am o sumă foarte mare în cardul personal, pentru că sunt obișnuit cu bani numerar, dar acolo o sumă aș dori să pun și eu din contul meu personal, nu din partea organizației de tineret. Cu timpul facilităm aceste canale în care se poate depune, în care se poate dona bănuți pentru fetiță și cu timpul încercăm să ne organizăm pentru a-i face o bucurie chiar ei. Da, acum mai întâi trebuie să strângem această sumă de bani și să ne rugăm la Dumnezeu și să se însănătocească, să treacă cu bine peste operații și să strângă bănuții. După aceea ne dorim ca să fim aproape de ea și să-i facem o bucurie, o surpriză. Vom vedea cu timpul, dar ne-am luat angajamentul că vom fi alături de ea. Da, și iată, încă una din dovezi acest gest. O să vă punem la dispoziție la finalul emisiunii. Telespectatorii l-au putut vedea pe ecran, dar dumneavoastră nu puteți să stați acum să notați pentru că avem altă treabă în momentul de față în emisiune.
Eu aș încerca să trecem și la alte subiecte importante, pentru că viața romilor, despre care am tot vorbit în emisiunile noastre în ultima perioadă, nu diferă de cea a românilor. Deci sunt cetățeni, cum vorbeam, toți suntem cetățeni români. Problema este că problemele sociale sunt pentru toată comunitatea și ele se cer rezolvate. Noi am intitulat această emisiune Proiecte ale organizației, ale tinerilor romi. De ce am spus chestia asta? Pentru că generația tânără de politicieni romi, cei care sunteți la organizații de la Asociația Partida Romilor Pro Europa, aveți foarte multe proiecte, aveți foarte multe idei. Din ce am văzut până acum, din ce m-am mai întâlnit cu reprezentanții acestei organizații, ce vă doriți pentru comunitatea? Cum vedeți lucrurile, nu știu, iată, un orizont de timp de 10 ani? Cum vedeți România peste 10 ani? Cum vedeți situația romilor peste 10 ani în România și în Europa? Din păcate, această reflectare a următorilor ani depinde de mai mulți factori. Și cu toate că eu sunt o fire pozitivă, de data asta sunt puțin cam sceptic în privința tinerilor următoarei generații, atât că este vorba de minoritatea romă sau de toți cetățenii români într-un final, pentru că asta suntem. Asta spuneam și mai devreme, ori punem și batem fierul cât e cald acum și încercăm să ne mobilizăm în așa fel încât să ne decidem soarta într-un fel sau altul, ori dacă nu, ne lăsăm cum ne-am lăsat până acum la mâna altora și atunci nu o să mai depindă de noi. În următorii 10 ani sunt mai mulți factori, fie că este din partea externă, fie că este din partea internă a noastră, dar cred că partea tehnologică și cea de IT își pune din ce în ce mai mult accentul și amprenta asupra viitorului nostru. Pentru că asta e viitorul, până la urmă, asta înseamnă să progresezi într-o undeva mai bine. Numai că pe partea cealaltă cam uităm de masa umană, cam de resursa umană. O să se pună din ce în ce mai puțin accent pe această resursă umană și atunci viitorul o să nu pare într-o lumină foarte bună din privința asta. Și atunci ar trebui gândit într-un fel sau altul ca viitorul tehnologic să îmbine cu resursa umană. Deci, practic, o să avem o super pregătire a tinerilor care să facă față acestor provocări. Deci, acestor nu mai contează că sunt român, că sunt rom. Deci, toată lumea va trebui să se pregătească foarte mult, mai ales pe partea tehnologică, pentru a face față cerințelor. Cam asta. Exact. Acesta este viitorul, până la urmă, și cred că dacă... Deci, cum spunea și mai devreme, și mă bucur că insistați asupra acestui lucru, educația este pilonul nostru principal pe care și noi îl promovăm atât la nivel național cât și în comunitățile în care mergem. Mi-a venit o idee, mărturisesc că trebuia să o fac de la începutul emisiunii, dar cred că nu e târziu nici în momentul de față. Sunteți două dintre modelele tinerilor romi în momentul de față și cu siguranță mai sunt și alții pe care unii cunoaștem, alții probabil nu s-au remarcat foarte mult la nivelul ăsta. Haideți să încercăm să facem, să venim mai umani, să devenim mai umani în sensul să le spunem câte ceva despre fiecare, să vă prezentați puțin pentru cei care nu vă cunosc încă, pentru că nu numai că ne vedem în România, dar ne vedem și în afara țării. În același timp, cei care se uită la noi și tinerii romi să aibă ca exemplu, adică, bun, eu vorbesc cu liderul cutare, președintele cutare, dar eu nu știu dacă a făcut o facultate sau n-a făcut. Cu siguranță se întâmplă chestia, s-a făcut, dar poate nu știu acest lucru. Și cum am ajuns și cum ați intrat în politică de ați ajuns chiar și în pozițiile astea? Încercăm această provocare? Sigur că da. Începem cu președintele? Îl simt pe el mai dornic și lasă. Începem cu coordonatorul regional atunci. Desigur că am terminat o facultate, am terminat și un master, am terminat facultatea de Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură și anul acesta am terminat masterul în managementul investițiilor în ecosisteme. Activez la Partea Romilor de vreo 4 ani.
Eram, cred că anul 3 la facultate, dacă nu așa să mi-aduc aminte. M-a sunat într-o zi un coleg, Cătălin Stănescu se numește, este prim vicepreședinte la nivel național pe organizația tineret. Și m-a sunat într-o zi și mi-a spus: salut Cătălin, ce faci? Avem o întâlnire la Făgăraș, n-ai vrea să vii să participi și tu cu noi la această întâlnire? Eu habar n-aveam de Partida Romilor, chiar că eram, chiar că sunt o persoană, nu știam, nu auzisem în momentul de față. Am plecat cu el și văzând atâția tineri de etnie romă și dornici să facă o schimbare în, în comunitățile lor și felul în care discutau și încercau să găsească o rezolvare în problemele tinerilor rom din ziua de astăzi, mine m-a impresionat foarte mult. Am zis: băi, cred că am ajuns acasă. Eu nu sunt din București, sunt din Ialomița și fiind în București printre străini, îți faci prieteni, dar când te regăsești într-o comunitate din care ai făcut parte de mic, Dar iată o rețetă de succes, în sensul că ați fost contactat, ați intrat în această mișcare și iată acum ați fi într-o poziție importantă. Prima oară am făcut voluntariat, îl făceam din plăcere. Plăcea să mă duc în comunități, să văd problemele romilor, ce se confruntă, ce putem să facem noi pentru ei, felul cum am evoluat eu ca tânăr la această organizație. Pentru că am avut exemple pozitive în această organizație. Am stat alături de domnul deputat Daniel Vasile, am fost consilierul parlamentar, am fost și consilierul domnului deputat Cătălin Manea. Și faptul că am stat pe lângă ei și am avut ce să învăț de la ei, pentru mine a fost un lucru foarte mare. Și în momentul de față sunt directorul de cabinet al domnului secretar de stat de la Agenția Națională pentru Rom, Iulian Paraschiv. Da, dânsul fiind și dânsul invitat aici în emisiunea noastră într-o ediție trecută. Bun, mergem la domnul Ionuț Păun. Deci iată că a reprezentat Asociația Partida Romilor o deschidere de drumuri către această... Pot spune că sunt produsul, în fapt pot spune că sunt produsul Partidei Romilor. Da, trebuie să remarcăm totuși că la momentul când ați fost contactat, dumneavoastră deja aveați o formare. Eram anul 3 la facultate. Deci important să-i aducem până aici deja cu studiile făcute sau să coborâți dumneavoastră mai jos, să aveți organizație de să coborâți mai jos pentru a-i prelua și a-i duce spre... Este loc pentru toată lumea. Cu siguranță, dar problema e să nu se piardă, că știți, dacă ne uităm pe statistici, încă avem abandon școlar destul de mare la nivelul etniei romilor. Da. Bine, e valabil și pentru ceilalți, dar parcă e mai mare pe comunitățile acestea de trei făcute. La noi oricum era mare și de aceea se și regăsește acel surplus. Da. Pentru că trebuie să lucrăm aici mai mult pe partea asta, datorită faptului că trebuie să ridicăm și puțin nivelul de trai din comunități, pentru că încă trăiesc în evul mediu și noi suntem în secolul 21. Nu au acces la apă, nu au curent electric, nu au multe din utilitățile pe care ar trebui ca o comunitate sau o familie normală să le aibă. Mai mult decât atât, există și drumul, accesul către școală, eu nu mai zic de bănuți, că aici, deci e o sumedenie de mulți alții. Învățământul gratuit care costă destul de mult, da, din păcate. Bun, să revenim la mine și la implicarea mea în Asociația Partida Romilor, cât și povestea mea vis-a-vis de cadrul de învățământ, ca să zic așa. La mine este o mai aparte din cauza numelui de familie. Pot spune că odată am crescut odată cu Asociația Partida Romilor și că suntem de aceeași vârstă, într-un fel sau la altul. Mai mic sau mai mare. Din 1990, da? Din 1990 am crescut odată cu această asociație, însă implicarea mea nu a fost întotdeauna prezentă la această organizație, fie că este vorba de tinere sau de Asociația Partida Romilor, a fost și una indirectă. La vârsta de 16 ani jumate, a fost pentru prima dată când am avut contact cu organizația de tineri, pe atunci era președinte Iulian Paraschiv,
și am tot fost prezent vreme de 2 ani în care am avut întâlniri cu tinerii, am fost undeva prin țară cu el, tot așa cum mergem noi în astăzi și în zilele noastre. Însă la un moment dat m-am retras pentru că vreau nu mă regăseam în sensul în care vreau să fac altceva. Vreau să fac un business, trebuia să-mi termin și liceul, aveam ceva probleme de familie și atunci trebuia să merg și pe partea asta. Și oarecum am fost în paralel, dar nu am fost atât de implicat. Vreme de foarte mulți ani, să zic vreo 5, 7, 8 ani, ceva de genul ăsta. Bine, dar eram în contact. Cariera, să spunem așa. Da, eram în contact. Vreau să fac altceva. E, de la o vârstă am tot văzut că am obținut ce vroiam, mi-am rezolvat și problemele de familie, am rezolvat și cu liceul, din cauza mai multor factori. De asta zic, că e puțin cam dificil să rămâi un tânăr concentrat doar pe învățământ, doar pe carte, doar pe studii, atunci când ai anumite lucruri care îți distorsionează atenția. Erau niște obligații care trebuie. Erau niște obligații și niște priorități. E, vreau să zic că liceul l-am terminat mult mai târziu față de cum îl termină un om, un tânăr normal. Am întârziat cu vreo 2 ani, dar asta nu m-a lăsat ca să las studiile acolo, să termin. Adică să mă mulțumesc cu faptul că am terminat 12 clase și business aveam, adică puteam să mă întreb către partea asta financiară și să o las așa. Însă, pe de altă parte, m-a ambiționat faptul că și eu sunt în stare să termin o facultate și eu pot să mă duc mai departe să termin un master și, ca drept dovadă, am terminat o facultate în management turistic și comercial, după care m-am dus mai departe la un master în administrarea și negocierea afacerilor și iată că în prezent sunt student în anul 4 la științe juridice și administrative drept, pentru că m-a atras și partea asta juridică, pentru că există o paletă foarte largă în care se poate fi prezentă în orice domeniu. Până la urmă, clar, poate fi prezent în orice domeniu. Și respectarea legii trebuie făcută și respectarea oriunde. Legii trebuie făcută oriunde. Ei, și după acești, adică implicarea mea la organizația de tineret este de aproximativ 5 ani. 5 ani în care am fost și acum când m-am reîntors, tot îi spuneam tatălui meu, tată, haide că vreau să vin și eu acolo la organizația de tineret, pentru că îi văd pe tinerii care fac lucruri frumoase pentru comunități, fac lucruri frumoase pentru copii. Și vreau să vin și eu alături de ei, să fac echipă cu ei, pentru că de-a lungul timpului, până când m-am reîntors și până când trăgeam de tatăl meu să mă primească și pe să mine. Să precizăm totuși telespectatorilor, tatăl noastră este fostul deputat domnul Nicolae Păun, în același timp președintele Asociației Partidelor. Da. E, și până când să mă reîntors și să trag de tatăl meu să mă primească, să-mi dea curs cererii mele, realizasem un lucru foarte important și acela este că oricât ai lucra, oricât ai merge în viață să lucrezi pentru tine și să-ți atingi anumite obiective, să-ți satisfaci cerințele financiare cât și cele familiale, întotdeauna la mine s-a regăsit și faptul că trebuie să întorc și ceva oamenilor. Și vreau cumva să-mi satisfac această conștiință, să-mi împac această conștiință în care să le ofer și celorlalți ceva din ceea ce pot eu.
că este vorba de prezență, că este vorba de timpul meu, că este vorba de a ajuta cumva minoritatea romă. Aici trebuie tinerii să ia și ei un exemplu și să gândească într-un fel sau altul că trebuie să întoarcă ceva comunității. E, și să revin la povestea mea, tot îi spuneam tatălui meu și într-un final m-a lăsat, m-a acceptat, haide, du-te, vino acolo. Am fost vicepreședinte în cadrul organizației de tineret și am vrut să pun umărul la construirea unei organizații, unei rețele de tineri la nivel național, în care poate, de ce nu, și cu timpul să formăm un grup parlamentar. Da? Da. Și atunci, mă rog, pare un vis măreț, dar da, de ce nu să vis, de ce nu am visat? Să sperăm. Cu toate că suntem în jur de 2 milioane și ceva de români în România. Bun, dacă ați avea voturile acestea, cu siguranță ați putea face parte dintr-o guvernare. Deci ați fi, am putea face mult mai multe, atât pentru comunitatea română, pentru asta romă, trebuie cât și unitate pentru... și... Asta ne lipsește. Da, nu lipsește comunității. Să știți că, apropo de povestea vieții și la urmă, sunt foarte interesante. Nu mai puțin, aș vrea să avem doar 2 minute de asta. 2 minute. Da. Ei, am venit la organizația de tineret, am pus umărul alături de colegii mei și... La un moment dat am ajuns prim vicepreședinte și iată că în această zi am ajuns și pe funcția de președinte a organizației de tineret, dar nu din faptul că mi-am dorit foarte mult, ci pentru faptul că colegii mei m-au susținut și m-au împins în față. Fostul președinte Adrian Berbec de la organizația de tineret a avansat, cum este normal, să ajungă secretar general adjunct la organizația de seniori Partida Romilor și atunci locul acesta a rămas cumva liber. Iar eu nu mi-am dorit ca să mă duc pe acest loc, doar din simplu fapt că pentru că lumea urma ca să interpreteze, să zică, uitați, domne, l-a pus pe fisul acolo și pe el președinte. Dar și m-am tot ferit de acest lucru. Însă colegii mei m-au împins de la spate și m-au susținut și mi-a spus, Ionuț, nu, tu trebuie să fii acolo, tu ai altă deschidere, tu ai altă relație cu liderii din țară și trebuie să ne ajuți să formăm această organizație de tineret, pentru că nu vei fi întotdeauna președinte al organizației de tineret. Trebuie să le facilităm celorlalte generații să lăsăm ceva în urma noastră. Da. Și atunci mi-am luat această responsabilitate și iată că sunt astăzi. Iată o poveste de succes. De fapt, avem două povești foarte interesante de viață pe care cei care s-au uitat la noi, mai ales tinerii, să le aibă ca exemplu. O variantă în care s-a mers mai întâi pe învățământ și după aceea pe partea cealaltă, partea de business și de toate celelalte, dar cumva s-a mers din nou pe politică. Iar proiectul acesta... Să aveți un grup parlamentar, adică Partida Romilor să meargă pe propriile picioare, înțeleg, în varianta asta, în alegeri și să și câștige o pondere importantă, este foarte important, dar e generoasă ideea, va fi greu, dar nu imposibil. Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat, ar fi fost mult mai multe de discutat, poate cu altă ocazie. Vă mulțumesc pentru prezența și noi în emisiunea noastră. Vă mai așteptăm aici și la Gorj și poate prin Skype sau alte variante vom filma și la București sau în alte comunități, pentru că din ce am înțeles eu planurile sunt mari și în această direcție. Mulțumim încă o dată pentru prezența în emisiune. Și noi vă mulțumim și totodată salutăm pe telespectatorii dumneavoastră. Și să vă spunem că vă așteptăm data de 26 noiembrie la concert, unde o să fie prezent Conector toată formația lui. Importantă precizarea. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Panoramic. Au fost cu noi domnii Ionuț Păun, președintele Organizației de Tineret, Asociația Partida Romilor Pro Europa, și Cătălin Ganea, coordonator regional în cadrul aceleiași organizații. Mulțumim pentru atenție. La revedere!